Dragile mele, astăzi este vorba despre apretat. Cum să fac ca să stea aceste lucruri cât mai dure, ca să fie apretate și să rămână dure de la an la an. Eu acești îngerași îi am de mai mulți ani și uitați cât de duri sunt. Și i-am apretat cu două linguri de aracet, o lingură de apă și o jumătate de lingură de spirt de alcool. Mai recent, o altă metodă am aflat, este cu gelatină. Un pliculeț de gelatină se pune la moi într-un castron cu 100 de grame de apă și apoi se încălzește, se mai adaugă puțină apă și se moaie lucru și se lasă la uscat. Vă spun un secret. Eu acești îngerași am uscat pe sticluțe de plastic. În schimb, aceste globulețe le-am uscat pe baloane. Indiferent ce metodă ați folosi pentru a usca pe balon, să aveți baloane de rezervă, pentru că ele când se usucă strânge și se sparg baloanele și trebuie înlocuite. Nu toate. Dar ca să vă iasă și rotunde, perfecte, cum să usucă un pic lucru ața fiind bomba când o să se strângă și umflați iarăși balonul. Este un secret care nu-l poți afla decât atunci când lucrezi sau să ți-l zică cineva. Uitați cât de dur este și această aplicație și acest îngeraș care este făcut de anul trecut acesta. Uitați cât e de dur. În schimb, acești îngerași sunt făcuți de 5-6 ani. Și uitați cât de duri sunt. V-am spus lucrul ăsta pentru că mi s-a cerut inimioara. În schimb, este făcută pe un suport așa, care l-am găsit și l-am cumpărat, apoi l-am îmbrăcat. Aceasta am umplut-o cu vată pentru o idee și pentru cei care vor să ducă inelele la cununii de pus pe ea, nu doar ca decorație de brad. Dacă aveți întrebări și alte nelămuriri, vă rog să mă contactați, că vă răspund cu mare drag. Vă pup și vă iubesc. Spor la lucru.